Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Fortificat Forte îți prezintă Starea Nației. Președintele CSM Codruț Olaru a declarat că dintre toate instituțiile din cadrul sistemului judiciar, în Alta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, Parchetul General, dar și CSM au avut astfel de protocoale de colaborare cu Serviciul Român de Informații. Doamne, doamne, doamne. Ce? Mirelo! Mirelo, vino! Vino, dragă, încoa! Da, domn primar. Mirelo! Da. Ce mai faci tu? Domn primar, de asta m-a chemat așa disperat? Dar ce, Mirelo, n-am voie să mă interesez și eu de starea sufletească a angajaților din primărie? N-am voie să verific moralul oamenilor de sub mine? Nu mai ziceți asta cu oamenii de sub dumneavoastră. Da. Lumea aude, e real, lumea interpretează. Eu am voie, Mirelo. Am voie să mă interesez. Totul bine acasă? Ce aveți, domn primar? O astenie de primăvară? Aveți și amețel ceva? Vi se tulbură și privirea? Da, auzi, să vezi ce tulbur eu privirea acum, da? Ce aveți, mă, toți? L-am întrebat și pe Liviu, pe șofer dimineață. Bă, ce-ți fac copiii, mă? Și s-a uitat așa la mine, cică, domn primar, ați gustat ceva pe stomacul gol la bești de dimineață, așa? I-am dat două capace. Da, da, totul merge bine acasă. Mama mai are niște probleme cu piciorul ăla, Lie, că... Ce? Na, cu piciorul, mama, și l-a scântit pe ghețușul ăla asta iarnă, că v-am zis. Ce dracu vorbește acolo, Mira? Păi m-ați întrebat ce mai e pe acasă, iar eu v-am răspuns. Da, de ajuns, gata, am înțeles. Totul e bine, bravo, bravo. Asta e tot? Ce să fie? Păi mai aveți treabă cu mine? Mă, Mirelo, stai mă jos, mă, că mă și enervezi, stai în capul meu, stai jos, te rog eu frumos. Mireluțo? Da, domn primar. Tu... te uiți așa la... la filme, la seriale, la telenovele, la... pierzi vremea așa, că știu că, da, caști gura la prostiile alea, nu? La... Da, domn primar, eu mai cas gura, că îmi place. Mireluțo, am o întrebare. Da, domn primar. Mă, ce... ce ai zice tu dacă ți-aș spune că eu... am ceva pe suflet, am... știi exact ca în filmele alea la care te uiți tu toată ziua, eu am ceva pe suflet, am ceva care mă macină, Mireluțo, ceva care îmi strică somnul, care mă face să în fiecare noapte nu mai pot și mă refugiez în alcool. He, lăsați că dumneavoastră trageți de mai mult timp. Aveți de ceva vreme ceva pe suflet, am vrut să zic. Mirelo, tu ai văzut scandalul cu protocoalele astea la televizor? Oh, le-am văzut, doamne, iartă-mă, să fie acolo la ei, la București. Doamne, asta e ideea. Că nu e numai la ei acolo, la București, mă, Mireluțo. Cum adică, domn primar? Cum adică, domn primar? Cum adică? Păi... Uite așa, gândește. Of, m-am înconjurat, mă, nimic nu pot să vă zic, mă. Deci... Exact, Mirelo, exact. Deci lucrați la DNA? Hai, mă, nu fi tâmpită. Haideți, domn primar, că fac și eu ce pot pentru comună. Ce? Avem protocol cu SRI-ul. Aoleu, unde? Unde? La mine în cap, Mirelo, la mine în cap. Ia cinci sertar. Doamne, ferește, dar cum s-a întâmplat? Cum se întâmplă? Nu știi cum se întâmplă? L-am semnat cu domnul Maior. Păi de ce l-ați semnat? Păi ca să fie bine pentru comună, Mireluțo. Să fie bine, să fim și noi acolo pe liste, să... când să-mi par banii, când știi cum e, am zis totul pentru comună. Ai, primarule, fă-o și pe asta, am semnat acolo și știi cum e. Păi dai un telefon, mai ai nevoie de ceva, sun pe cineva, ce să fac? Eu vă înțeleg, să știți, eu vă înțeleg. Ei, acum,
Dacă ăsta e singurul, asta e, cu toții greșim odată. Asta zic și eu, asta zic și eu, Mirelu. Bă, odată, o singură dată să se întâmplă, bă, e omenește, e numai cine nu muncește, nu greșește, așa, da, nu? Da, odată să știți că nici nu se pune. Așa e și la noi, la fete. Odată e ca niciodată. Asta zic, asta zic, mă, Mireluțu, așa îmi place că tu mă înțelegi, mă, și că, na, cu filmele alea ale tale și... Domn primar, da, aș putea să-l văd și eu? Ce? A, protocolul cu SRI? Da, stai că l-am aici. Ăla-i. Ce? Domn primar? Ce, Mirelo? Ăsta e protocolul cu SIE. Aoleu, stai că mereu încurcă astea. Ăsta-i. Ăsta e ăla, singurul protocol pe care l-ați încheiat, nu? Da, ăla e. Și... și... mai e ăsta. Și... ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Și... ăsta. Astea... astea sunt. Dar 274 de bucăți sunt. Dar astea toate, astea toate decurg din ăsta, Mireluț. Ăsta e protocolul. Ăsta este de colaborare. Astea sunt cu totul altceva. Sunt de cooperare. Așa să începem, stați puțin că trebuie să mă uit acolo unde mă așez, să nu-mi intre sigla în cap, să nu... E complicat, domnule, e complicat. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Pentru cei care nu știu, între Morar și Chioveși este o ură sinceră și de lungă durată. Ură de-aia consolidată în timp, domne, betonată. Morar a lăsat-o grav în offside și acum pe Chioveși cu protocoalele. Morar spune că a primit protocolul acesta de la Chioveși, care era procuror general când Morar conducea DNA-ul, dar că el, Morar, atenție, le-a zis subalternilor din DNA, procurorilor deci, să ignore prevederile protocolului. Evaluarea mea la acel moment a fost că unele dintre prevederile protocolului adaugă și chiar încalcă dispoziția ale codului de procedură penală. Cu privire la aceste prevederi, dispoziția mea adresată procurorilor din subordine a fost de a le ignora. Neamorare, neamorare, stai nițel, bre! Numai un pic, că nu poți doar să bagi capul pe ușă și să arunci un rahat în ventilator. Vino un pic încoa, vino încoa, vino încoa. Pentru că aici sunt mai multe probleme. Eu nu mă pricep, dar nici nu trebuie. E suficient să punem întrebările potrivite. Deci să vezi un protocol care, chiar tu zici, încalcă dispoziții din codul de procedură penală și să nu sesizezi pe nimeni, nu e ciudat? Ești procurorul șef al DNA și vezi o mare, o imensă ilegalitate, un document care încalcă legea și ce faci? Decizi să le spui subalternilor, băi, în legătură cu treaba aia, hai să ignorăm, da? Serios? Chiar vi se pare că ați acționat normal, domnule Morar? Uite, eu, ca opinia publică, așa, pot să spun după declarația dumneavoastră, uite-mă, uite-mă, știa și ăsta. Dacă vorbea atunci, puteam să rezolvăm porcăria asta, să repunem democrația în drepturi. Dar el a preferat să nu spună nimic. Ați mers închis, neamorar, pătăinuire, hă? Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. Cu aprobarea procurorului șef al direcției s-a dispus multiplicarea. Când spuneți cu aprobarea procurorului șef al direcției, vă referiți la domnul Morar, deci cu aprobarea domnului, da, Morar? Probabil au trecut 6 ani de la momentul la care dumnealui nu a mai deținut funcția de procuror șef al DNA și sunt câteva detalii pe care probabil nu și le amintește exact. E, abia ăsta e circ adevărat. Știți cum e? Exact, dar exact ca la Elena Udrea. Ce?
Dar ce aveți cu mine? Că toată lumea făcea la fel. Nu mai arătați cu degetul doar în direcția mea. Asta e, suntem cu toții vinovați, deci nu e nimeni vinovat. Ori ne luați pe toți, ori ne dați liber tuturor. Nu e asta retorica infractorilor? Până la urmă, doamna Chioveși ne-a zis atât. Nu e colaborare, e cooperare, nu e mixtă, e comună și... Nu doar eu am folosit protocolul, ci și Morar. Abia asta e o mare lovitură dată luptei împotriva corupției. O lovitură de care se fac responsabili unii procurori și băieții din servicii. Că e vorba de Coldea, că e vorba de Maior și cine o mai fi participat la prostia asta. Maior e plecat acum, mare ambasador în Statele Unite, după ce s-a dus la Oprea acasă noaptea, după ce a făcut protocoale ciudate. Iar Coldea, ci că e tras pe linie moartă, deși e nevinovat. A? Nu miroase? Dar ce zic eu că miroase? Duhnește arahat băgat sub preș. În ce mă privește, n-am solicitat niciodată încheierea unui protocol cu SRI, n-am semnat niciodată un protocol de colaborare, cooperare cu SRI, eu am primit doar protocolul semnat de doamna Chioveși ca procuror general spre conformare. Lovitura, cum spuneam, este dată luptei împotriva corupției. Pentru că, evident, profitori cum îi știm, ticăloși cum îi știm, politicienii se vor agăța, se agață de aceste protocoale ca să spună: aha! Deci noi suntem nevinovați. Iată, iată, oameni buni, ăștia au lucrat în afara legii, deci noi, politicienii, suntem niște victime. Iar circul, culmea, pare că abia acum începe. Vine Codruțo Olaru, procuror la bază, membru CSM, și zice senin ca o floricică: am primit corespondență cu entități din sistemul judiciar, după cum urmează. Entități care au comunicat că au existat și există sau au fost denunțate astfel de protocole cu structuri de informații. Parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație, în Alta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, și trebuie amintit faptul că și la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost încheiat un astfel de protocol, protocol care este denunțat din anul 2017. Protocol cu Înalta Curte de Casație și Justiție? Pentru ce? Hai cu procurorii, am văzut. N-am înțeles, dar am văzut. Echipe mixte, dosare, comun, cooperare, nu știu ce, dar cu Înalta Curte? Nu, nu, nu mă plecați. Eu refuz să cred că judecătorii ar fi primit vreo directivă. Dacă apar dovezi și în sensul ăsta, e clar. E clar, tăticu, înseamnă că e un dezastru total. Înseamnă că suntem mult mai departe decât credeam de democrație. De asemenea, există protocol cu Inspecția Judiciară. Ce e în acel protocol, Doamne apără și păzește? Cum spuneam, circul abia acum începe. Și te uiți la toată nebunia asta și nici nu mai știi: serviciile sau clasa asta politică idiotă? Care a fost cel mai mare rău al României în ultimii 30 de ani? Bă, luptă strânsă, nu așa? Numai aici nu credeam că se va ajunge. Să se dea, domne, stenogramele discuției de la Cotroceni. Olguța se plânge că Iohannis deturnează atenția, dar ea a făcut turul televiziunilor vorbind despre asta. E cam ce spune asta despre tine? Dă! Doamna Dăncilă chiar a solicitat ca să se pună la dispoziția presei acea stenogramă cu convorbirea pe care am avut-o la Cotroceni. Ce stenograme, tată? Nici o stenogramă. Să se dea video, domne, să se dea caseta. Facem noi analize frumos, vine în studio maestrul Cristoiu. Păi da, video, frate, cine mai stă acum să citească atâta text? Clipurile merg mai bine și pe Facebook. Ah, chiar, să le dăm idei. Băgați reclame? Da, mai scoateți un ban cinstit. Mega tare ideea. Uite, cu protocoalele să fie tipărite. Nu le dai, domne, moca pe net. Tipărite, frate, ca un ziar și cu reclame înăuntru. Faci bani de niște pensii. La fel acum, cu material video de la Cotroceni. Pac, sparge acolo, pauză publicitară, frumos. Când e momentul ăla mai la punctul culminant, țac, publicitate. Alți bani. Să fie și un post TV
chiar și TVR se poate transforma în asta la cum a ajuns și să se dea numai chestii desecretizate, mă, numai demențe de-astea cu SRI, să se dea înregistrări cu oamenii, dar să se ia bani. Eu nu pot să îmi permit să spun despre cineva că minte, dar lucrurile nu au stat așa cum este în comunicat. Doamna ministru Olguța Vasilescu a făcut declarații referitoare la acest aspect. Nu-mi permit eu să-l fac mincinos pe președinte, dar dacă ar fi să-mi permit, aș zice așa. Este cel mai ordinar mincinos din câți am cunoscut. Pe bune, așa sună ce ați spus, doamnă. Și cam așa sună tot ce spun cei care o ard foarte ipocrit. Da, nu sunt eu omul care să zică, dar acum că tot m-ați întrebat, aș spune că după care încep să toarne. Oricum, până să tipărească stenogramele, cred că doamna Olguța ar face bine să tipărească niște bani, că angajații din sănătate nu glumesc, chiar vor ieși în stradă săptămâna viitoare. Nu, doamna Olguța, nu, în bani nu puteți să puneți reclamă, nu. Îi faceți și îi dați la oameni să nu vină peste dumneavoastră să vă dea cu revoluția fiscală peste bot. Tot auzi dacă stai să asculți la ușă la Parlament. Vai, dar ce au oamenii cu noi? De ce ne înjură cetățenii? De ce spun că noi, politicienii, suntem cele mai scârboase creaturi? De-aia, bă, de-aia, adică de-asta. Persoanele condamnate pentru corupție cu pedepse de până la 5 ani de închisoare vor beneficia de măsuri alternative de executare a pedepsei privative de libertate, cum ar fi detenția la domiciliu sau un weekend. Cel puțin așa prevăd amendamentele Partidului Social Democrat votate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Măsura alternativă de executare a pedepsei privative de libertate la domiciliu se face prin brățară electronică. Deci asta cu pușcărie în weekend mi se pare... M-au sunat prieteni din străinătate să mă întrebe dacă e adevărat. A zis-o unul la mișto, cred, și Ciordache a scris-o repede. Nea Ciordache, era Caterinca, bre. Pușcărie în weekend? Pe bune, de unde le scoateți, mă, oameni buni? E un departament special la Parlament unde stau unii și numai asta fac? N-ai fi auzit, domne, dacă omul e în vârstă, dacă e suferind, dacă a furat de foame, na, cazuri de astea, n-ai fi auzit propunerea pentru ei, nu, ci pentru corupție. Dacă e sub 5 ani, lasă, bă, faci în weekend, faci la FF, faci pușcărie la particulară. Chiar, Nea Iordache, merge, domne, pârnaie prin corespondență? Eu zic să te gândești serios la asta. Aici, după cum observați, limita este de maxim 5 ani de zile, iar dacă infracțiunea era atât de gravă, n-avea judecătorul decât să-i dea peste 5. E cum, doamne, iartă-mă să nu se uite lumea cu scârbă la voi? Pe lângă marile furăciuni, pe lângă tunurile pe care le-ați dat, astea sunt măsurile care indignează cel mai mult, care provoacă cea mai mare frustrare și cele mai frumoase înjurături. De asta s-a schimbat lumea și stă cu fundul în sus. Da, pentru că la noi lumea e cu fundul în sus, fraților. Nu vedeți că sunt idolatrizate instituțiile de forță și sunt blamați reprezentanții poporului? De ce se întâmplă asta? Ok, servicii rele, securitate, dorință de control, dar nu s-ar fi întâmplat dacă am fi avut niște reprezentanți ai poporului normal la cap, care să funcționeze în interesul oamenilor, nu în interesul unor găști de infractori. Și tot ei zic, după ce fac asemenea mizerii, noi suntem aleși, noi merităm respect. Meritați pe dracu, mă! Ce respect vrei, mă, nene, când ai o astfel de propunere? Auzi, pușcărie în weekend. Iar o bătrânică bagă bulău ca berilă pentru că a vândut fără acte un borcan de zacuscă sau 3 legături de pătrunjel, nu? În țara asta eu fac protecție cui merită. Ah, știți bancul, unul sună pe maică-sa din pușcărie și maică-sa îl întreabă: cum e mama acolo? La care el: cum să fie, mămică, 3 mese pe zi, apă caldă, în rest stăm, mai ieșim la mișcare. La care maică-sa: ai grijă, puiule, să nu faci vreo prostie, să nu te dea naiba afară de acolo.
Ce să, e rău printre străini, domne, mai ales când ești pe alt continent. N-ați văzut-o pe doamna Udrea? Toată ziua stă pe telefon cu televiziunile de la noi ca să aibă și ea cu cine vorbi. Ce să facă toată ziua singură cu prietena Alina Bica? Ce să tot discute? Și o să fie și mai nasol de doamna Udrea, pentru că n-are de gând să se mai întoarcă dacă primește o pedeapsă cu executare în dosarul Galabute. Eu nu aș vrea să-l citesc vreodată în pita mea pe Suțea, care spunea cât de prost am fost să supăr 13 ani în pușcărie pentru un popor de idioți. Vai, dar chiar așa, doamna Udrea, popor de idioți? Suntem în Săptămâna Mare și ne jigniți așa pe față? Să ne înțelegem, dilema e dacă să sufere sau nu la pușcărie. Poporul e de idioți, asta e clar, e premiza de la care se pleacă. Probabil că altfel stăteau lucrurile dacă poporul era de oameni deștepți. Uite, pentru ei chiar merita să stai la pușcărie, fie și nevinovat. Ah, și apropo de idioți, doamnă, ați spus că nu-l citați pe Țuțea, dar tocmai ați făcut-o. Am fost un ministru bun. Am făcut lucruri pe care mi le asum mie să mi se spună unde am încălcat legea. Deci, unde am încălcat da. Legea că Butea a boxat în România. Vai de mine, ce pledoarie! Îți dau lacrimile! Mă mir că n-a zis și o chestie de genul: dar ce dreptate e asta, domnilor? Butea îl bate pe unul cu atâta lume de față și tot eu ajung la pușcărie? Eu știu că foarte mulți sau pentru foarte mult, nu contează dacă eu sunt vinovată sau nevinovată în dosarul acesta. Important este să ajung la pușcărie. E, lăsați! Știți cum se spune? Pușcăriile spline de oameni nevinovați. Se pare că acum și plajele din Costa Rica au ajuns la fel. Cât mergi pe plajă sau de-a lungul falezei, dai numai de oameni care îți spun că dosarul lor e o făcătură. Apropo, pentru românii care execută pedeapsa în exil, dă domnul Tudorel Toader despăgubiri? Nu-s foarte ok nici condițiile din Costa Rica și Madagascar, ci că zilele trecute a plouat și n-au putut bieții oameni să stea la plajă 2 ore legate. Păi nu-i normal. Domn primar? Nu? Am și eu acord cu SRI-ul. Aoleu! De colaborare? Nu știu, vi-l aduc în 5 minute. Adu-l, poate-i de la de cooperare și scăpăm, Mireluțu. Pe asta cu pensiile ați văzut-o? Guvernul a anunțat că nu bagă pensiile înainte de Paște. Nașpa moment. Din mai multe puncte de vedere. Discutăm imediat. Stați, mă, aveți puțină răbdare să dăm știrea întâi. Anul acesta pensionarii și își primesc banii după sărbători. De obicei, pensiile se plătesc între 14 și 27 ale lunii și dacă ar fi achitate în avans, perioada până la următoarea plată ar fi prea mare, a explicat premierul Viorica Dăncilă. Bun, doamne, câte sunt de discutat aici, nici nu știu cu ce să încep. De exemplu, treaba asta e un semn că e groasă. E groasă rău de tot, fraților. Nu sunt bani la salteaua guvernamentală. Sigur, Dăncilă și Dragnea n-ar confirma-o nici să-i pici cu ceară. Doar că s-a scăpat cumva Mișa de la ANAF, care a anunțat ieri, plângând, cum știe el cu talentul lui, 2018... va fi un an dificil din punct de vedere al încasărilor. Va fi, zici, Coane? Se pare că deja e. Sau o să fie și mai rău decât acum? În schimb, șeful guvernului a anunțat că bugetarii își vor primi salariile mai devreme, chiar în această săptămână. Vă dați seama ce calcule s-au făcut acolo sus? Pe cine să împace? Pe cine să mulțumească dacă nu se poate să mulțumească pe toată lumea? Salariații sau pensionarii? A? Au ales salariații. Dar atenție, nu pe toți, nu, cum a dat de înțeles doamna Dăncilă. Internele, apărarea, profesorii vor primi salariile după Paște. Păi ce ați făcut, doamnă? Iar ați vorbit liber, iar ați spus o prostie? Da. Vreau să vă răspund punctual și de aceea sunt foarte atentă.
Dar să revenim la pensii și la dilema partidului aflat la guvernare, a ajuns în punctul în care trebuie să-și dezamăgească o mare parte din publicul țintă, pensionarii. Nu era suficient că oricum sunt vai de steaua lor. Explicația premierului cu perioada prea mare până la pensia din mai e un fel de a recunoaște că pensionarii noștri în continuare trăiesc în mizerie, că nu le ajung pensiile de la o lună la alta. În 2018, da? După ani de creșteri, după ani și ani în care a duduit economia, domne, în care am fost tigrul Europei, pensionarii noștri se târăsc în fiecare lună cu câteva sute de lei. În România, asta e rezultatul la 27 de ani de, hai să spunem, acțiuni haotice în domeniu. Atenție, nu spun că trebuia să se dea pensiile. În mod normal nici măcar nu trebuia să se pună problema. Problema asta nu trebuia să mai existe în România anului 2018. Trebuia ca românii să aibă pur și simplu niște pensii decente cu care să-și ia un drob și o ceapă fără să calculeze de 10 ori, fără să se teamă pentru luna viitoare. Da, ți-ai găsit. Oricum, sunt sigur că pensionarii, obișnuiți cu greutățile, s-au gospodărit ei cumva. Sigur și-au făcut niște calcule, niște proiecții bugetare, cum se spune. Sigur și-au pus 50 de lei deoparte special pentru Paște. Da, așa, ca idee. Această decizie a guvernului spune mult mai multe decât ar trebui să spună. Sau poate exagerăm noi, ca de obicei, comentăm aiurea de pe margine, nu? Parcă vezi că de fapt guvernul a avut doar intenții bune, da? A vrut să le facă oamenilor un mare bine. Dacă le dădeau pensiile acum, spărgeau toți banii pe mâncare, iar în prima zi de Paște rupeau ușile pe la urgență și făceau cost la farmacie. Numai necazuri, domne, așa, regim moderat, echilibrat, bravo guvernule, bine gândit. Ministerul Sănătății a efectuat un control prin spitalele din toată țara. Asta ar fi vestea bună. Cealaltă veste e cam așa. Controlele au arătat că 99% dintre spitale sunt neconforme. Ce face? 99% dintre spitale sunt neconforme? 99%? Aproape de perfecțiune, vă dați seama? Încă puțin și atingeam 100%. Dar ce zic eu 100%? Cu puțin efort puteam să ne ducem așa spre 120%. În țară e nevoie și de aparatură și de modernizări. Multe funcționează în clădiri vechi. Se adaugă și problema folosirii dezinfectanților și a subraportării infecțiilor intraspitalicești. Ministrul Sănătății vrea să schimbe modul de evaluare a managerilor și indicatorii de performanță. Voi schimbați acolo, a nu știu câta oară, modul de evaluare, indicatorii de performanță, dacă noi murim aici liniștiți într-un colț, nu deranjăm pe nimeni, nu, nu? E, dar stați așa, stați așa, că vin spitalele din programul de guvernare, domne, da, vine aparatura modernă care va înlocui sculele din anii 60, vin salariile alea de 5.000 de euro, vine bunăstarea. Doar că bunăstarea asta s-ar putea să nu mai găsească nimic prin spitale sau pe nimeni. O să avem salarii de 5.000 de euro în sănătate, dar n-o să avem cui să le dăm. Zilele trecute citeam că nici măcar spitalele private nu găsesc oameni. Gabriela Dumitru și Gheorghe Hoinaru sunt medici neonatologi. Au 64, respectiv 74 de ani și sunt pensionari. Totuși vin zilnic la spital și fac chiar și 14 gărzi pe lună. Ultimul concediu, am fost intern vreo câteva zile. Când? Acum 4 ani. Fai, auzi, are 74 de ani, merge zilnic la treabă, iar ultimul concediu l-a avut acum 4 ani, ocazie cu care s-a internat câteva zile. Bun așa, probabil că și-ar mai fi luat niște concedii de-astea, dar nu erau medici să-l îngrijească. Și atunci ce să facă? A mers mai departe. Stați așa, stați, s-o ascultăm și pe colega lui mai tânără. Gabriela Dumitru a îngrijit până acum în jur de 20.000 de bebeluși. Medicul s-a accidentat acum câteva luni, dar nu și-a permis să ia pauză. Secția pentru nou-născuți s-ar închide. Chiar ne-ar părea rău să punem la cărpeuș. Așteptăm, da? Așteptăm de mulți ani și deja suntem foarte, foarte, foarte obosiți. Ce mi s-a făcut pielea de găină? Acești oameni, acești eroi mai exact, lucrează la Spitalul Județean din Slobozia. Au alături încă 13 pensionari, iar în vară se mai pensionează câțiva oameni.
Dacă ar fi fost după mine, i-aș decora. Serios? Ce ziceți? Cum? Pensii speciale? E, nu, nu. Să nu exagerăm, domne, dar ce merite au? Nu, nu, nu. Nici chiar așa, mă. O decorație, o diplomă. Ceva simbolic, domne, suficient. Pensie specială o să ia al de Nicolice, Udrea, Iordache. Oameni care s-au străduit, domne. Oameni care s-au perfecționat toată viața ca să ne asigure nouă bunăstarea. Credeți că e ușor să termin dreptul cu 10 la particulară la Drobeta, Turnul Severin? Aoleu. Ia spune-mi și mie ce-am făcut eu, repetă cu subiect și predicat, că ai spus numai prostii. Ce-am făcut eu? Că nimic din ce ai spus nu m-am regăsit. Râs ca fraierul. Da, mai bine mă opresc. Nu despre ei, despre politicieni e vorba. Sau... Să știi că și despre ei e vorba. Și despre nulitățile care ne-au condus în ultimii 30 de ani până am ajuns în această fundătură. Până am ajuns ca 99% dintre spitale să fie neconforme. Și să lucrăm în 2018 cu aparate de raze cumpărate în anii 60. Și să n-avem ață chirurgicală. Și să nu mai găsim medici dispuși să lucreze în mizerie. Chiar și cu 5.000 de euro salariu. Am auzit aici în emisiune doi medici care, fără să aibă vreo legătură între ei, fără să se știe, au spus că au ajuns să lucreze în condiții de război. Asta e România, fraților, da? O țară care a declarat război propriilor cetățeni. Vai de capul nostru! Degeaba încearcă Dragnea să se pună bine cu casa regală, că tot a reușit să-l supere pe rege. Mă rog, mă refer la regele din fotbal, ăla mai mic și cu glezna fină. Lui Hagi nu i-a picat deloc bine promisiunea lui Neli Vache că în următorii ani se vor face 100 de stadioane noi. Păi de asta aveam noi nevoie. Nouă ne trebuie stadioane serioase, bă, nu din alea care se fac câte 100. Poate și la Constanța, într-o bună zi, auzim că se face vreun stadion, că văd că în toate, mai e ceva și la vreo comună, se mai facă un stadion frumos și la Constanța nu se poate. Sau nu e în plan, sau nu e, nu știu, când vin și mie, da? E pe acolo unul care joacă și nu se face. Și sunt la bani, am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar n-am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, neimportant. Ce ai făcut, Neli Vache? Și pe Hagi l-ai supărat? Ai grijă dacă participi la alegerile prezidențiale să te cerți înainte și cu Nadia Comăneci ca să știi o treabă. Nu strâmba. E greu cu talentele, Neli Vache. Sunt capricioase, au pretenții și mai ales știu despre ce vorbesc. Mă rog, matale acolo în PSD n-ai de unde să știi, pentru că ai avut grijă să nu te înconjori de oameni care chiar se pricep la ceva. N-am nici canalizare. Acum vreau să fac. Adică vă dați seama unde ne ducem. Oricum, Dragnea și Hagi au același interes. N-ar trebui să se înțepe. Stadioane mari și moderne îi trebuie și lui Dragnea. Pentru că nu știi când ai nevoie pentru o lansare electorală de neam prost, nu? Apropo, n-ar fi rău să ia și Dragnea exemplu de la Hagi. Poate face o academie unde să crească tineri pentru partid, ca să nu mai ia toate gioarțele de la PRM. O academie în care nu se învață fotbal ca la Hagi și nici măcar politică, ci pur și simplu carte, că de asta are nevoie partidul acum. PSD a ajuns în acel punct al decăderii lui în care îi trebuie pur și simplu oameni care să nu facă greșeli elementare de limba română. Atât. Cine face bine, lumea te vede. Acum vreo lună am sunat-o pe doamna ministru Brand de la Tineret și Sport să vină la emisiune. Da, să vorbim acolo una alta. Răspunsul dânsei: n-am timp acum, dar o să vin. Așa ni se răspunde când sunăm pe cineva să vină la emisiune. A, n-am timp acum, dar vin. Păi vreau să vii acum, fă-ți timp. Să mergeți la emisiuni unde nu vă încurcă nimeni, aveți timp. De fapt, despre asta este vorba, fraților. Așa iese impostura la suprafață. Cei mai mulți dintre politicieni sunt atât de slabi, atât de proști, încât nu pot purta o discuție liberă timp de 10 minute. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu se poate. Nu sunt daci.
Uite că după ce ne-a refuzat pe noi, doamna Branci a făcut timp să ajungă la o emisiune. La radio, da, unde au fost ceva probleme. S-a dovedit că doamna și-a pus niște consilieri să intre în direct la Europa FM ca să-i pună întrebări ușoare. Haideți, doamna ministru, chiar așa, după ce că ați dat interviul la Sport, ați mai și copiat? În primul rând aș dori să o felicit pe doamna domnișoara ministru pentru noua funcție. Da, echipa de la Tolo.ro l-a găsit pe ascultător. Alo, doamna ministru, am și eu o întrebare, dar vă avertizez, este grea, s-ar putea să nu știți răspunsul. Deci, întrebarea este următoarea. E adevărat că sunteți persoana cea mai potrivită pentru acest post și că faceți o treabă foarte bună, minunată la minister? Cum? Răspunsul e da și da. Așa e, doamnă, așa e, bravo. A făcut treabă bună Dedi că v-a pus în guvern, doamnă. Vai de mine, câtă impostură. Cum puteți să fiți, mă, atât de mizerabili? Când singurele momente coerente dintr-o emisiune de o oră sunt produse de două întrebări aranjate ale propriilor consilieri, asta spune ceva despre numirea PSD în această funcție. Mă rog, doamna Bran spune că nu știe nimic. Nu neagă, dar dă de înțeles că dacă s-a întâmplat ceva, atunci a fost fără știrea ei. Știți cum sunt colaboratorii din ministere? Niște brute de nestăpânii, domne, care te ajută pe la spate, fără ca tu să știi. Când e vorba să te pupe în dos, vai de mine. E coadă, iese cu bătaie. Dă-te, mă, dă-te de acolo, că e rândul meu să o pup pe doamna ministru în fund. Ba nu, ba nu, nenorocitule, tu ai pupat și săptămâna trecută de 3 ori. Eu n-am apucat decât o dată și aia așa, din mers, că era doamna pe fugă. Când să... gata. Vă cunoașteți consilierii, credeți că erau ei sau nu? N-aș vrea să mă pronunț, nu pot să fac o asemenea deci declarație atâta timp cât nu am o certitudine, stimată doamnă. Oricum, se vede că tânăra doamnă ministru de la Tineret și Sport e la început de drum. Doamna Udrea, mai cu tupeu, a sunat chiar ea ca să-și ia apărarea pretinzând că e altcineva, o admiratoare. Vă amintiți? Doamnă, eu m-am născut cu oareși și ureche muzicală. Nu sunteți cumva Elena Udrea? Nu, domnul Turcescu. Seamăn cu doamna Udrea la telefon? Da, foarte mult, să știți. Mă rog. Așa este, bine. Mea culpa, mă rog. Da, chiar o simpatizez și gândesc să se luptă așa cum aș face și dacă aș avea o poziție publică. Altfel, tipa asta a candidat la președinție. Inteligentă, nu? Da. Revenind, ce ziceți? Să chemăm la emisiune oameni cu care chiar avem ce discuta? V-ați uitat la un interviu de 10 minute cu oameni care într-adevăr sunt modele de urmat? Sau să mai încercăm cu maimuțe? Scrieți-mi pe dragoșarompătraru.ro pe cine ați vrea să vedeți aici la Starea Nației. Bă, dar oameni la care v-ați uita? Nu așa să propuneți voi nume ca să păreți culți în cap. Ia să vă ascult eu un pic acum. Mai știți bazinul olimpic inaugurat de Liviu Dragnea la Focșani săptămâna trecută? E închis. Da, da. După ce a plecat Nea Livache, au pus băieții lacătul pe ușă și hai gata, Valea, la revedere, băi, mai vorbim noi. Deci n-a fost decât o paradă. Așa, să se dea băieții mari, adică Dragnea și Oprișan, să se mai vadă la televizor, să arate ce bine se înțeleg ei. Mă mir că n-au făcut la inaugurare și o tură de bazin. O tură n-o da, desigur. La ce vă gândiți, mă? A, cu bărcuța trasă de jandarmi. Hai, mă, nu fiți răi. Proaspăt inaugurat, bazinul de not din Focșani rămâne închis și subiect de dispute politice. Adică acum se lucrează la regulamentul de funcționare, la tarife, trebuie să se stabilească beneficiarii. E ca la legile alea care n-au normele de aplicare. Sau ca la secția aia de arsuri de la Spitalul Floreasca, da, OZN-ul inaugurat de 3 ori și închis de fiecare dată. Deci la vară, se știe, urmează încă o tăiere de panglică. Iar o să vină Dragnea, iar o să spună câteva bazaconii, păi nu? Va schimba profund viața orașului, va schimba bine. Eu mi-am dorit și o să-mi doresc tot timpul și o să sprijin cu toate puterile mele, care deocamdată nu-s mici. Toate puterile mele care nu sunt mici.
Bună, asta am remarcat-o și atunci. Cu toate puterile mele, care nu sunt mici. Iar Oprișan va sări să demonstreze că și el e puternic, domne, da? Ar fi în stare să înnoate cu Dragnea în spate numai să-i arate cât de capabil este. Bă, ce prosteli ieftine! Cred că se bucurau copiii pe acolo prin Focșani. Abia așteptau să vină la Bălăceală să facă un sport. Și așa alte variante nu cred că au. Apropo de variante și de piscine, ați văzut asta cu șobolanul din bazinul olimpic de la București? Uite că vine, e la pe 7, a intrat pe 7, ăsta e culoarul lui. Vine în coace. Fetele au mers la antrenament, însă s-au speriat când au văzut cu cine trebuie să împartă culoarele. Angajații bazinului susțin că este primul incident de acest fel. Oriunde te-ai duce, sunt șobolan, trebuie să ne împăcăm cu gândul ăsta. A fost o simplă întâmplare, a apărut un șobolan. Ai, domne, o întâmplare, n-a apărut un șobolan în bazinul în care se antrenează niște copii. Ce mare chestie! Genială reacția angajatului. Ai, domne, ce atâta panică? Nu e panică, man, stai liniștit. Șefu, hai să-ți dau o idee, tată. Dacă tot se sperie așa de șobolani, eu zic să inventăm o metodă de antrenament pentru micii înnotători. Punem un șobolan pe fiecare culoar și să vezi ce gonetă bagă ăia mici, să vezi cum se duc. În 2-3 ani avem toate medaliile din lume și doborâm toate recordurile, jur. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, eu am pățit-o de mai multe ori. Dacă pornești o discuție despre sensul postului cu cineva, până la urmă, ca să-ți închidă gura, respectivul credincios practicant spune cumva vinovat. Să știi că e mai degrabă o cură de detoxifiere, da? Ce bine ar fi să fie așa, doar că nu e. La ce prostii băgăm în noi în post, numai despre o curățare a corpului nu poate fi vorba. E înspăimântător ce considerăm noi românii că ar face parte din categoria alimentelor sănătoase. Și mai trist e că nici nu vrem să citim, să ne informăm, să ne educăm. Și după vreo 50-60 de ani așa, când corpul spune, bă, gata, gata, eu îmi bag picioarele, nu mai pot să fiu tomberonul tău, ne mirăm că suntem supraponderali și că avem toate bolile din lume. E, dar asta e altă gâscă de post în altă traistă. Despre post a discutat cu oamenii lui Răzvan Anghelescu, Vax Populi. Reușiți să țineți post? Da, am ținut. Am ținut. Vă întreb cu tot postul ăsta, care este cel mai mare păcat, să spun așa, pe care l-ați făcut în acest post? Eu zic că o-i fi mai vorbit așa, dar adică? Mai puțin, mai mult am tăcut, am stat așa închis. Ați vorbit în ce sens? Ca o bârfă sau ca ceva? Da, așa. Ați vorbit un vecin sau... Așa, răutatea asta de lume. Care ar fi la noastră? Care ar fi? Probabil că să vorbești pe cineva, zic și eu. De rău, cum ar fi? De rău, sau... Nu prea putem să ne abținem la lucrurile. Da, nu putem să ne abținem, da, cât am vrea noi. Avem defecte, nu? Că toată lumea are defecte, nu e nimeni perfect. Care a fost cel mai mare păcat pe care l-ați făcut în postul ăsta? De care vă pare un pic rău așa acum. Ce ați făcut... Am tăiat o găină. Vă pare rău? Acum ce să faci? Asta e. Ați făcut vreun păcat de care vă pare rău în postul? În post n-am făcut păcat. Am muncit, eu mai tai la vie și azi plec la cineva. Niciun păcat? Am făcut multe și în post. Am făcut, recunosc. Nu spuneți-mi, care a fost cel mai grav? Mi-e rușine să mai spui. Mai bine tac de-n gură. Mănânc de dulce și o altă chestie că mai... Păcătuiești cu gura, dar spune că e păcat. Mai înjura sau mai bârfiți? Mai... Nu, de bârfiți, dar de înjura, mai înjur. Că... Care e cel mai mare păcat pe care l-ați făcut în acest post? La băutură. Cam asta a fost, dragii mei, vă las cu Mihai și Costel și a lor rubrică Pe drum. Mă rog, la cum vorbesc acești indivizi nu putem da decât o bucățică din discuția lor la televizor. Tot episodul este pe stareanației.ro și pe aplicația Starea Nației, care e gratuită și pe care o puteți descărca din Google Play și App Store. Ne vedem și mâine tot aici. Noapte bună!
Știi ce eram eu curios? Mă, cum sunt... De ce se joacă amical? De ce se joacă fotbal amical? Ca să mai testeze antrenorul jucători. Adică să mai... Să se mai adune și ei. Da. Știi? Mai ok, înțeleg. Dar la un moment dat se joacă un amical între două echipe. Scopul nu este să te arăți mai praf, în așa fel încât la un moment dat când joci pe bune să ți-i faci pe fraier. Adică... Măi, nu că tu poate ești praf, adică încerci să fii mai bun. Eu așa aș face ca antrenor. Bă, mergem, jucăm cu ăștia la amical. Să te împământ. Pământ, deci știi cum dăm cu stângul în dreptul ca să zic ăștia, frate, cu ăia jucăm, lejer. Ei să-și facă cumva în cap planul că e totul lejer, că nu e nicio problemă. Și când vii mâncața și gura ta, să-i ții faci pe ăia la zero. La modul, ce credeai că dau eu la amical tot? Ia-o postă de... Eu nu înțelegeam, frate, care e faza cu amicalul? De ce se joacă amical? Era pur și simplu, când îi mai vedeam că aleargă și se driblează calmea. Băi, măi, amical! Mamă, certuri la amical, cartonașe, galbene la amical. Bă, frate, dar nu sunteți cei mai buni prieteni, voi n-ați ieșit cum ar veni la o bere pe teren. Eu așa credeam că la amical și galeria să strige, dar fără glas, fără nu are. Da, a, bă, că eu, bravo, bă, astea-s cele două echipe de ne plac nouă. Și se, înainte așa să vină, discutând, da, frate, hai. Jucăm. Și se mai schimbe jucători. Hai că trec eu în poartă că joc eu la voi. Te mai oprești. Ia, stați-mă puțin. Ia că sună nevastă. Fortificat Forte îți prezintă Starea Nației. Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.